O familie a fost înjumătățită de moarte într-un accident grav în București. O mașină a alunecat pe linia de tramvai și a derapat pe contrasens direct într-o altă mașină. Pasagerii de pe partea dreaptă, o fată de 16 ani și mama ei, au murit pe loc. Șoferul și celălalt copil al familiei au avut zile. Povestea tragediei este scrisă cu cretă pe asfalt. Urmele arată clar cum șoferul Daciei a alunecat pe șina de tramvai și a derapat necontrolat până pe contrasens. Impactul nu mai putea fi evitat. Mașina de care s-a izbit Dacia era condusă de soția acestui bărbat. Venea din jos, da, de la semafor, și aici mașina care este pe partea dreaptă era perpendicular pe șosea. N-a știut ce a văzut deodată. Soția și fiica șoferului Daciei stăteau pe partea dreaptă, partea morții, și-au pierdut viața pe loc. Da, cred că și au rezistat șoferul și copilul, pentru că au fost în partea cealaltă. Au avut zile, dar lupta lor cu moartea nu s-a terminat. Alte trei persoane, printre care și un copil de aproximativ 10 ani, se află în stare gravă la spital. Șoferița care circula regulamentar a ajuns și ea pe targă la spital. Airbag-ul i-a salvat viața. În schimb, șoferul Daciei și-a pierdut familia într-o clipă. Supernova asta a avut viteză foarte mare. Doar ancheta va putea spune acest lucru cu siguranță, dacă tatăl și-a dus singur familia către moarte sau nu. Și revenim acum cu imagini în exclusivitate de la accidentul cumplit din București, în care o femeie și fiica ei de 16 ani și-au pierdut viața. Camerele de supraveghere au filmat momentul în care o Dacie a alunecat pe linia de tramvai, a derapat și s-a izbit de o altă mașină. Pasagerii de pe partea dreaptă, adolescenta și mama ei, au murit pe loc. Șoferul și celălalt copil al familiei au avut zile. Poliția locală a sectorului 4 a ajuns prima la locul accidentului și le-a acordat ajutor victimelor până la sosirea ambulanței.